Pensii și alocații majorate la 1 ianuarie 2022. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. De la 1 ianuarie 2022 crește punctul de pensie cu 10% și se majorează alocațiile copiilor. La noi, anul de scumpiri înregistrate la nivel național, se mai adaugă una noile tarife majorate la apă. Se aplică de la 1 ianuarie. Iar formularul digital de localizare este obligatoriu din 20 decembrie. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. De la 1 ianuarie 2022 crește punctul de pensie cu 10% și se majorează alocațiile copiilor. Decizia a fost luată în ședința de guvern din 15 decembrie și a fost anunțată de premierul Nicolae Ciucă. În plus, oricine are pensie între 1.000 și 1.600 de lei va avea un venit de 2.200 de lei doar în luna ianuarie pentru a face față scumpirilor din energie. Punctul de pensie crește cu 10% la începutul anului viitor și se măresc alocațiile pentru copii, măsuri care intră în vigoare din prima zi a anului 2022, a anunțat premierul Nicolae Ciucă înaintea ședinței de guvern din 15 decembrie. Stabilim majorarea punctului de pensie cu 10% începând cu luna ianuarie a anului viitor, de la 1.442 lei, cât este în prezent, la 1.586 lei. Decidem de asemenea creșterea indemnizației sociale pentru pensionari cu 25%, de la 800 de lei la 1.000 de lei, începând cu anul 2022. De asemenea, majorăm alocația de stat pentru copii și instituim acordarea anul viitor a unei indemnizații suplimentare pentru persoanele cu dizabilități, respectiv a 13-a indemnizație. Mai exact, alocația de stat pentru copii crește la 600 de lei pentru copiii cu vârsta până la 2 ani sau până la 3 ani pentru copiii cu dizabilități. De asemenea, alocația de stat crește la 243 de lei pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani, dar și după 18 ani pentru tinerii care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional până la terminarea acestora, a mai precizat Nicolae Ciucă. În plus, doar în luna ianuarie, pensionarii cu pensii între 1.000 și 1.600 de lei vor primi un ajutor financiar pentru a face față facturilor la energie. Sprijinul va fi acordat diferențiat, în funcție de valoarea pensiei, urmând ca veniturile lor să ajungă la 2.200 de lei, după cum a anunțat ministrul familiei, Gabriela Firea. Este vorba despre un ajutor suplimentar, pe lângă subvenția la energie, facilitate disponibilă întregii populații în funcție de venituri. La noi, anul de scumpiri înregistrate la nivel național se mai adaugă una. ACET Suceava a primit aprobare de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ca să majoreze tarifele la apa potabilă și canalizare. Creșterea este de 10% pentru fiecare metru cub de apă potabilă și de 15% pentru canalizare. Noile tarife se aplică de la 1 ianuarie 2022. Abonații ACET SA vor plăti mai mulți bani pentru apa potabilă și pentru canalizare, începând cu luna ianuarie a anului viitor. Creșterea este de aproape 10% la furnizarea apei potabile și aproape 15% la serviciile de canalizare-epurare. Majorarea ar fi și mai mare dacă nu s-ar fi aplicat TVA de 9%, redus de la 19% pentru serviciile de utilități publice. Pentru fiecare metru cub de apă consumat de la ACET, abonații vor plăti în total aproape 11 lei, adică 6,01 lei cu TVA pentru metru cub de apă potabilă consumat, la care se adaugă 4,69 de lei metru cub pentru serviciile de canalizare-epurare. Noile tarife au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Din 20 decembrie, orice persoană care intră în România va trebui să completeze formularul digital de localizare. Formularul va trebui completat digital pe plf.gov.ro. Deja în județul Suceava, numărul sucevenilor care intră în carantină, cel mai probabil după ce se întorc acasă din străinătate, este în creștere. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri formularul de localizare a pasagerilor. Începând cu 20 decembrie, persoanele care vin în țara noastră
trebuie să completeze formularul digital de intrare în țară, document utilizat deja la nivelul a 18 state din Uniunea Europeană. Noua tulpină SARS-CoV-2 și situația epidemiologică din țară impun măsuri de protecție cât mai eficiente în România, mai ales acum când se apropie sărbătorile de iarnă. Formularul este necesar pentru protejarea sănătății noastre și a celor din jurul nostru. Prin intermediul său vom eficientiza anchetele epidemiologice și măsurile de protecție a populației. Direcțiile de sănătate publică vor putea identifica și lua măsuri mai ușor și lua legătura mai ușor, scuzați-mă, cu persoanele care au intrat în contact în timpul călătoriei cu un cetățean infectat cu SARS-CoV-2. Formularul va trebui completat digital pe plf.gov.ro. Platforma este dezvoltată de STS. Deocamdată, mesajul de întâmpinare este portalul pentru completarea formularului digital de intrare în România. Va fi disponibil începând cu 20 decembrie 2021. Formularul trebuie completat de toate persoanele care intră în România cu avionul, trenul, mijloace rutiere sau navale. Datele completate sunt accesate doar de angajații autorizați ai direcțiilor de sănătate publică și pot fi folosite strict pentru anchetele epidemiologice, a mai precizat premierul Nicolae Ciucă. Deja în județul Suceava, numărul sucevenilor care intră în carantină, cel mai probabil după ce se întorc acasă din străinătate, este în creștere. Potrivit prefecturii Suceava, de luni și până marți, numai puțin de 1008 persoane au intrat în carantină în județul Suceava. Numărul total al persoanelor carantinate a crescut la 6061. În județ mai sunt 235 de persoane aflate în izolare, în afara celor care sunt în spitale. 7 profesori ai Universității Ștefan cel Mare din Suceava au fost incluși într-un top al celor mai citați cercetători din lume. Pentru alcătuirea clasamentului au fost evaluate rezultatele a 7 milioane de oameni de știință. La nivel național, în clasament se regăsesc 191 de autori, care sunt afiliați la 30 de universități și la mai multe institute de cercetare. Prezența USV în topul celor mai importanți oameni de știință din lume atestă rezultatele politicii susținute de stimulare a cercetării la nivelul cadrelor didactice și al studenților. Reprezintă o nouă confirmare a valorii științifice ridicate activității de cercetare din universitate și totodată demonstrează faptul că Universitatea Suceveană ocupă un bine meritat loc între universitățile de elită din România, a transmis USV. Cei 7 membri ai comunității academice sucevene sunt profesor asociat Ian S. Evans, Facultatea de Istorie și Geografie, profesor universitar doctor inginer Radu Daniel Vatavu, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, profesor universitar doctor Mihai Covașă, Facultatea de Medicină și Științe Biologice, șef lucrări doctor inginer Alexandru Lavric, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, conferențiar universitar doctor Oana Gheman, Facultatea de Educație Fizică și Sport, șef lucrări doctor inginer Alin Mihai Căilean, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și profesor universitar dr. Mircea Oroian, Facultatea de Inginerie Alimentară. Prezența mea în acest clasament, în clasamentul realizat de editura Elsevier, mă onorează atât pe mine cât și instituția academică din care fac parte. Rezultatul reprezintă o muncă de cercetare depusă în cadrul universității începând cu anul 2009. Nu este doar munca mea, ci este munca întregului colectiv pe care îl coordonez în domeniul autentificării produselor alimentare și depistării falsificărilor. În această perioadă am reușit să diseminez rezultate remarcabile în cele mai puternice reviste de specialitate din domeniu, iar comunitatea științifică a considerat că este relevantă cercetarea pe care am desfășurat-o pentru ei și au citat lucrările mele în lucrările pe care le-au realizat. Cred că această reușită confirmă, dacă mai era nevoie, nivelul educațional ridicat al instituției noastre. Spun acest lucru pentru că eu sunt un produs marca USV.
Cu cei 7 cercetători incluși în top, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava are o prezență remarcabilă, ocupând poziția 6, locul 9, între universitățile românești, primele 3 poziții fiind ocupate de Universitatea Politehnică din București, 14 autori, Universitatea București, 13 și Universitatea Politehnică din Timișoara, 12 autori. Acest rezultat este cu atât mai valoros dacă ne raportăm la faptul că în ultimii ani personalul de cercetare din USV, deși a reprezentat doar 0,8% din totalul la nivel național, a publicat mai mult de 1,30% din totalul articolelor indexate la nivel național. Topul a fost realizat de un colectiv de cercetători de la Universitatea Stanford, Statele Unite ale Americii și editura Elsevier, fiind alcătuit pe baza numărului de citări din anul 2020 ale articolelor publicate și altor indicatori privind vizibilitatea internațională a cercetării în anul 2020, informații care au fost puse la dispoziție de baza de date Scopus. Pentru alcătuirea clasamentului au fost evaluate rezultatele a 7 milioane de oameni de știință, ale căror publicații au fost grupate în 22 de domenii și 176 de subdomenii și s-au luat în calcul mai mulți indicatori, cum ar fi indicele Hirsch, citările în baza de date Scopus, numărul de coautori, alături de un indicator compus. Suceava a primit o diplomă de excelență la Gala Asociației Municipiilor din România pentru modul în care a gestionat problema deșeurilor. Primarul Ion Lungu a ridicat premiul și a arătat că orașul este unul dintre cele mai curate din țara noastră, aspect confirmat și de un clasament publicat de Antena 3 în luna noiembrie acestui an. Gala Asociației Municipiilor este organizată sub patronajul Președinției României. Anul acesta, în cadrul evenimentului, municipiul Suceava a primit o diplomă de excelență pentru gestionarea eficientă a deșeurilor. Primăria municipiului Suceava a obținut și în acest an, pentru a la 4-a oară consecutiv, o diplomă de excelență. Diplomă de excelență acordată de Asociația Municipiilor din România. Această gală a Merie se desfășoară sub patronajul președintelui României. De această dată am obținut diploma pentru gestionarea eficientă a deșeurilor. Dacă în anii interiori am obținut în 2017 pentru educație, 2018 luna public, 2019 transport electric, 2029 s-a ținut această gală. Iată că în acest an obținem această diplomă și trofeu ca atare pentru gestionarea eficientă a deșeurilor. Primarul a mai spus că îl bucură premiul primit pentru că Suceava este unul dintre cele mai curate orașe din România, aspect confirmat și de un clasament publicat de Antena 3, din care rezultă că orașul se află pe locul 4 la nivel național în ceea ce privește curățenia. O echipă formată din 10 alpiniști a început operațiunea de montare a plaselor pentru a preveni căderea bolovanilor de pe versant pe drumul național care leagă municipiul Vatra Dornei de orașul Broșteni. Intervenția se desfășoară în condiții grele, dincolo de faptul că se lucrează la înălțime, muncitorii sapă în piatră, iar temperaturile scăzute fac munca alpiniștilor mai dificilă. Firma care se ocupă de lucrare a luat decizia de a nu părăsi șantierul până de sărbători pentru a preveni alte căderi de pietre care ar putea afecta circulația pe DN17B. Lucrarea de la Holda, după cum se știe, este ca urmare a unei ruperi de versant și de atunci traficul a fost închis până ce a fost eliminată toată piatra care a căzut. A urmat după aceea o nouă etapă și în care ne aflăm și astăzi. Este vorba de amplasarea unor plase care să oprească piatra care cade din munte. În acest sens a fost contractată o firmă de alpiniști care lucrează acum cu 10 oameni alpiniști efectiv care sunt pe versant și personal auxiliar. Sunt în total 16 persoane care lucrează la această, să spunem, investiții, dar e vorba de eliminarea efectelor unei calamități naturale. Știți poate în cât timp va fi gata lucrarea? Nu poate fi vorba de un timp, pentru că condițiile de desfășurare a activității sunt nepielnice. În primul rând, alpiniștii, cei 10 alpiniști lucrează ancorați cu frânghii și este foarte, foarte frig acum. Activitatea lor constă în găurirea în munte, astfel încât să fie plantați stâlpii
plasticare pe care vor fi amplasate plasele de reținere a pietrelor. Așadar, nu poți să știi cât de repede vor realiza o groapă, ca să spun în termenii populari, pentru că nu peste tot piatra este la fel. Firma de aici a hotărât să continue lucrările până la venirea sărbătorilor, astfel încât să se apropie cât mai repede de momentul final și de amplasarea plaselor, știind că odată cu venirea ploilor se pot desprinde alte pietre și nu se dorește a mai închide traficul pentru alte situații, cum au fost cele din august. Primarul Ion Lungu face apel la suceveni să nu se adune număr foarte mare în zona Bradului, din centrul Sucevei, noaptea de Revelion, pentru a urmări focul de artificii. Spectacolul de pe cer se va vedea mai bine de la distanță. Alesul local a transmis îndemnul în condițiile în care pericolul pandemic nu a trecut și există în continuare riscul de infectare cu noul virus, dacă nu sunt respectate regulile de protecție sanitară. De altfel, tocmai acest risc a determinat conducerea primăriei Suceava să întrerupă tradiția organizării concertului în aer liber la Cumpăna din 3 ani. Focul de artificii de la Cumpăna din 3 ani va avea o durată de 20 de minute. Primarul Ion Lungu face apel la suceveni să nu aglomereze zona Bradului din centrul orașului, pentru că există în continuare riscul de infectare cu noul virus dacă nu sunt respectate regulile sanitare. Primăria Municipiului Suceava va organiza un foc de artificii la Cumpăna din 3 ani, data 31.12.2021. Acest foc de artificii va avea o durată de 20 de minute și el va fi dat de pe Casa de Cultură. Facem acest lucru în așa fel încât să nu se aglomereze persoanele cei care vor să asiste în jurul Bradului. Ba dimpotrivă, dacă sunt mai la distanță, din toate colțurile pieței și nu numai din zona centrală, se pot observa aceste artificii. Primarul Sucevei a explicat de ce a întrerupt tradiția organizării spectacolului în aer liber de Revelion. Cât privește organizarea de alte evenimente, am analizat situația, este destul de riscant din punct de vedere pandemic să răspândim acest virus. Așa cum se cunoaște, la revelioane organizate de municipalitate în aer liber vin de regulă peste 10.000 de persoane. Este foarte greu să controlezi 10.000 de persoane, chiar dacă nu se poartă masca, s-a dat, mă rog, această relaxare, având în vedere faptul că e spațiu înghesuit, pentru că, așa cum se la spectacole, în mod special cele de muzică ușoară, se înghesuie lumea, ar trebui să poartă mască, ar trebui să păstreze distanța fizică, să fim realiști, acest lucru nu se va întâmpla în noaptea de Revelion. Tocmai de aceea, din respect, în primul rând pentru cadrele medicale care se luptă și în aceste zile, cu această pandemie de coronavirus, pentru că, din păcate, încă sunt mai mare de coronavirus, din păcate, încă mai avem cazuri și, așa cum spun specialiștii, nu vom scăpa de valul 5. Ca atare, nu putem să ne asumăm, eu ca primar nu pot să ne asum această responsabilitate, pentru că se va întâmpla o transmitere destul de mare, masivă, în masă, aș putea spune, măsura în care organizăm un revelion cu și vor participa mii de persoane. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine v-am găsit! Veștile proaste referitor la scumpiri continuă după valul de scumpiri din energie, ce înseamnă gaze, electricitate, ce a rămas, bineînțeles carburanți, ce a rămas nescumpit până acum, da? Va fi scumpit de la 1 ianuarie. Apa și da, canalizarea. Este normal că trebuie, pentru că și apa asta, ca să scoți apa aia și să o duci la niște oameni, îți trebuie energie electrică. Da. Îți trebuie tot felul de chestii și este normal să se scumpească. Atunci, în momentul în care se scumpește energia, se scumpește tot. Când s-a scumpit energia electrică, când se scumpește gazul metan, când se scumpește carburantul, e automat, pentru că dacă vorbești despre carburant, înseamnă că vorbești despre transport. Când vorbești despre energie electrică și despre gaz metan, vorbești despre procesul de producție și este normal să se scumpească. Adică ce ne mirăm așa? Și apa rece, din câte știu, nu s-a scumpit de foarte mult timp. Și acum un 10% la apă nu cred că este așa mult. Adică nu se consumă atât de mult apă rece. Problema mai gravă e atunci când se scumpește energia termică,
Când se scumpește agentul termic, când ei, asta e singurul care s-a ieftinit, cel puțin gază. În municipiul Suceava, agentul termic s-a ieftinit pentru primărie, dar nu pentru populație care a rămas la același preț. Da, adică subvenția e mai mică, da. Banii pe care primăria îi dă, în altă acolo, parte. Poate să-i dea dar în altă parte. Dar la populație rămâne același preț. Ceea ce iarăși o veste bună, e în condițiile bună, în care în alte județe... Cea mai bună veste este că se dă căldură. Da, și că se mai scumpește odată cu scăderea TVA-ului în primele zile din ianuarie. Iarăși, nu pentru populație, dar scade din subvenție. Subvenție mai mică înseamnă bani mai mulți la primărie pe care să-i folosească în alte direcții. Deci inflația este mare și este pe creștere. Acum am văzut că e un pachet social de la guvern, că se dă pentru pensionari, pentru alocații, pentru copii, pentru persoane cu dizabilități. Se dă un al 13-a pensie, ceva de genul ăsta în ianuarie. Evident că cei mai loviți sunt pensionarii, da. Bun, mă refer la pensionare ăștia, milițienii care au ieșit la 20 de ani la pensie și au pensii foarte mari. Eu mă refer la oamenii cu pensii obișnuite și care sunt majoritatea foarte, foarte mici. Pensii de 1000 de lei, de 800 de lei, am înțeles că nu o să mai fie n-o pensii mai fie de 800 de 800, lei, da. O să fie peste 1000. Dar și cu pensia asta nu este pensie de 1000 de lei, pentru că un om, un pensionar, dacă are 1000 de lei și presupunem că este singur sau sunt 2 și au 2000 de lei, păi ei, fără un ajutor din partea copiilor sau a nepoților, ei nu se descurcă, pentru că nu au cum. Efectiv, nu au cum. Chiar dacă mai primesc subvenții pentru încălzire și așa mai departe, numai medicamentele, pentru că nu cred că există vreo persoană care să fie la pensie să nu ia măcar un medicament. Adică vrei, nu vrei, asta e situația. Sănătatea se deteriorează odată cu înaintarea în vârstă. Și un medicament tot iei. Și când ai medicamentele și mai pui și mâncarea și aia și aia, că dacă te duci acum să cumperi ceva de mâncare, vezi că nu mai umpli o plasă, umpli jumătate de plasă cu banii aia. Nu sunt un mare mergător pe la magazine. Dar și atunci când mergi și iei o bucată de brânză, vezi că ai dat pe aia cu o stămâne, nu știu cât, și acum este mai scump. Și pâinea am văzut că s-a scumpit. Bun, sunt foarte multe sortimente de pâine. Așa nu-ți mai dai seama. Știi cum dacă vrei, ești bolnav, trebuie să iei medicamente. E clar că dieta trebuie să fie de o anumită calitate. Și asta când ajungi să-ți dea medicul să spună să mănânci aia și cu aia și cu aia și cu aia și vezi uneori, știi că, domne, că nu e carne, nu știu ce, cu legume. Vezi că ești cu legumele mai scump. Cu cât mai simplu și mai curat vrei să mănânci, cu atât e mai scump. Cu cât e mai procesat și mai, nu știu, sintetic, cu atât e... mai ieftin, din păcate, da. O veste foarte bună din partea Universității Ștefan cel Mare din Suceava, dintre cei 7 milioane de oameni de știință, al căror rezultate au fost evaluate pentru acest clasament, 7 de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava au fost incluși în topul celor mai citați cercetători din lume. Da, e o performanță și din România sunt 190 în total. 191 de autori, da. 190 de autori din 10.000. Da. 10.000, că eu am făcut cu Mircea Oroian, chiar vorbeam cu decanul la Facultatea de Inginerie Alimentară când a fost la mine ieri, nu? Da. Și el e unul dintre cei 7 de la Universitatea din Suceava. Bineînțeles că acolo sunt de la fel de fel de specializări. Mircea Oroian e de la Inginerie Alimentară. Asta înseamnă că universitari și cercetători din lume îi citează, ei fiind cei mai citați, din lucrările de specialitate, adică nu publici ziarul Monitorul de Suceava un articol despre cum pică frunzele toamna și despre cum se lasă seara mai repede iarna, ci publici articole de specialitate, reviste de specialitate, care au un alt regim, acolo e o păsărească unde publică ei între ei, se știu, și ei sunt citați din revistele alea. Și e ceva să te citeze oameni și din Filipine, nu știu unde îi citează, din Norvegia, din Bangladesh, din Statele Unite ale Americii, din Canada. Așa, și în condițiile în care tu ai la cercetare niște sume modice date din produsul intern brut, 0,2%, 0,3%, 0,4%, depinde de an. Și în condiții, deci în condițiile în care nu se bagă bani în cercetare așa mult, e o performanță să fie 190 de oameni din România. Bun, avem și o populație de 20 de milioane, 10.000. În alte părți sunt cu sutele de mii universitari și cercetători în țările cele mai dezvoltate și în care se investește foarte mult în educație și în cercetare. Iar universitatea noastră de fiecare dată demonstrează că a fost poate defavorizată de acel clasament. Până la urmă,
inutil, Daniel cu totul inutil. Acolo a fost o chestie politică, a fost o chestie. Când era axată doar pe educație, se pare că are o componentă importantă de cercetare activitatea de la USB. Bun, și atunci au mai trecut ani, s-au mai dezvoltat și ei. Suceava a primit din nou premiul de excelență din partea Asociației Municipiilor din România, de data aceasta, pentru felul în care a gestionat problema deșeurilor. Da, ea teoretic este o chestie foarte bună. Teoretic spun, pentru că sunt 100 de buncăre îngropate și alte 100 de semi-îngropate, e elegant, e frumos. Teoretic stăm bine, însă când vezi, treci dimineața și vezi gunoaie aruncate pe lângă buncăre, na, te iau draci. Grija autorităților e să... Nu, dar spun așa, nu, că lasă autorități. Eu zic așa, ca imagine de ansamblu. Mentalitatea noastră trebuie aliniată. Imagine de ansamblu, când vezi aruncate, saltele de pat, cumpără unii televizoare și nu strâng cartonul ăla, trântesc lângă, saci întregi cu ciment aruncați și de tratin cu el și așa mai departe. Da, dar trebuie aici să fie o colaborare între... Au fost și amenzi pentru cei care aruncă cu noi. Trebuie niște chestii mai astea. O colaborare între municipalitate și comunitate. Înțeleg că uneori sunt nemulțumiri, că vine mașina târziu să ia gunoi și așa mai departe. Însă nu vedem, adică vedem numai partea asta la. Hai să ne amintim că erau buncărele alea slinoase, din care mult. Curgeau zemuri vara și s-a ce era pe acolo. Foarte mult, dar eu ce vreau să zic... S-a schimbat în Suceava, dar în alte orașe din țară nu atât de mult. La primăria, da, o critici, nu știu ce, dar hai să criticăm și partea altă. Nu putem să criticăm doar autoritățile și în partea asta altă nu. Nu putem să criticăm doar CFR-ul pentru ce este în vagoane și în trenuri. Când tu te urci de la Suceava și la Verești, a dispărut hârtia igienică până la Verești în 10 minute și săpunul și deja toaleta infundată până la Pașcani. Păi domnul Culaia n-a făcut-o CFR, a făcut-o cetățeanul. Vasile, Mariana, Costică, Ghițela și așa mai departe. Pentru că sunt mulți cetățeni la noi, peste tot, așa, care nu se acomodează cu statutul de om civilizat. Nu se acomodează, pentru că ei sunt veniți din peșteri, din păduri, din fundul pământului și ei nu se acomodează. Oricât s-ar ruja, oricât și-ar pune ei costume cumpărate de la mall și așa mai departe, ei tot niște peștarieni rămân și niște fundulieni din așa din fundul pământului. Peștarienii de unde sunt? Din pește. Am înțeles. Acum mi-a venit cu vârstul, dar am folosit în viața. Păi nu l-am auzit nici măcar la tine până acum. Dar nu știu unde mi-a venit. În 2017 Suceava a primit tot de la AMR trofeul de excelență în educație. Acum da, ok, e sistemul ăsta, stai că să mergem până la capăt. Da, contează și faptul că primarul Ionuc e prim vicepreședinte la AMR, la Asociația Municipiilor de adică România. Adică a influențat cu ceva premierea? Păi nu, n-a influențat. Dar sunt mai mulți vicepreședinți acolo, sunt multișori. Dar nu sunt așa mulți că trebuie, prim vicepreședinți. Că a, primul vicepreședinte. Prim. Păi dar câte municipii sunt în România? Și noi pune pe astea mititele, Caran, Sebe și nu știu care, și ăla e municipiu, Beiuș sau nu știu. Pune pe astea reședință de județ. Păi, uite, și el e acolo, în staful de conducere și normal că, dar uite, eu am făcut așa cu... Ala, voi ce faci? Și știi că începe să vorbească și nu se mai oprește, butonul de stop e de fapt premiul, nu? Deci în 2017 a fost excelență în educație, în 2018 excelență în iluminat public, în 19 lume, transport da, și anul acesta deșeuri. Da, asta cu... Noi nu realizăm, știi, pe măsură ce trece timp, uităm, dar... Cum ai zis tu cu buncărarea, ce era mizerie și curgeau din ele zeama de la murături, moarea, vara de la pepeni, era și erau niște mirosuri, țărească Dumnezeu. La fel și autobuzele. Dar noi nu ne dăm seama, sau autobuzele cum erau înainte, dacă ne aducem aminte, cu șoareci, când erau fumați. Troleibuzele cu burduf. Ce nebunie. Știi, și nu-ți dai seama că lucrurile s-au schimbat, dar dacă dai iei niște fotografii din urmă, te sperii. Inclusiv școlile, asta cu, iluminatul, tot. Cu buncările. Că mă uitam, am fost pe la spital și e acolo la urgențe, e un ecran pe care rulează niște imagini cum a fost spitalul mai de mult. Doamne, că în fundul Pakistanului în 1980 era cumplit, adică am și nu sunt chiar atât de mulți ani de atunci. No. Ne obișnuim repede cu binele. Da. Și dacă tot e petrecere, să fie petrecere nu doar cu artificii, să fie și cu muzică, vor oamenii. Nu, primarul insistă că nu e bine și nu va organiza concert în aer liber, așa cum se obișnuia înainte de pandemie. E o chestiune sensibilă, chiar e o chestiune sensibilă asta.
Nu știu, dacă aș fi fost primar, cred că aș fi procedat la fel. Adică da, este jocul de artificii, focul de artificii, dar ăla ține 20 de minute, știi, și lumea se mai mișcă, mai e un pahar, se mai vede cu unul, se mai nu stă într-un loc. Așa la concert, lumea, mai ales în rândurile din față, stă buluc. Și amintește-ți la prinderea bradului, 2000 de oameni, și pachet. Și stă acolo nemișcată, știi? Și mai e, așa, e briscant să faci o vie. Și acum fie vorba între lui, da, și dacă nu se face concert în AMBC. Adică se dă focul ăla de artificii, mai e, dar unde scrie că trebuie făcut concert de fiecare dată? Nu se face anul ăsta, se facă la anul, că pe urmă, dacă, oricum. Dacă ar face? Oricum, orice măsură ai luat în ziua de astăzi, ne punem pericol, da. Orice măsură, tot ești criticat. Dacă faci, de ce faci, dacă nu faci, de ce nu faci. Acum, când nu face, o să-și ia primarul, o să-i spună toate felurile. Că te nu și-a luat. Bun. Dar dacă ar face și pe urmă să vezi, nu știu, dacă va crește numărul de îmbolnăviri. Păi uite, oricum că uite va crește după sărbători. Să zică că e efectul revelionului. Vedem. Dar dacă o să crească, uite asta ce a făcut. Băi, necioplitule, băi, tu pe ce lume trăiești, sărbaticule, pentru voturi ai făcut să-ți vină lumea să te voteze pe tine, nu-ți mai ajungi și din asta. Deci oricum mai face. Dar eu dacă aș fi fost așa, mă gândesc, aș fi procedat la fel, n-aș fi făcut. Că ți-a zis că nu scrie nicăieri că trebuie să faci concert și mai ales gratis. A, dacă faci concert și pui după aia intrare și mai pui și certificat verde, iar ți-o iei. Ca la târg. Iar ți-o iei. Și la târg n-a fost și intrare. Cum și, se zice că e în București la târg? Acolo, în sălbăticie, la București, acolo e sălbăticie, nu? N-ai zis și tu că nu e niciun bec, niciun ornament, nimic. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor și domnilor, știrile continuă. În ultima săptămână au fost raportate 970 de viroze și pneumonii în creștere față de săptămâna precedentă, a anunțat Direcția de Sănătate Publică Suceava. Cele mai multe cazuri de îmbolnăviri au fost raportate la copii cu vârsta între 5 și 14 ani. Nu a fost înregistrat niciun caz de gripă în județul Suceava. În săptămâna 6-12 decembrie, în județul Suceava, nu a fost înregistrat niciun caz de gripă, dar au fost raportate 727 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu 4 internări, și 243 de cazuri de pneumonie, cu 62 de internări. Numărul cazurilor raportate este în creștere față de săptămâna trecută, când numărul de infecții respiratorii și pneumonii din județ a fost de 652 de cazuri, dar la jumătate față de mijlocul lunii octombrie. Cele mai multe cazuri de infecții respiratorii acute, 254 fără internări, au fost raportate la copii cu vârste între 5 și 14 ani. În ceea ce privește pneumoniile, au fost raportate 243 de cazuri, din care cele mai multe, 39 cu 4 internări, tot la copii cu vârste între 5 și 14 ani. Candele aprinse, rugăciuni de pomenire și un recital de colinde tradiționale au marcat cei 554 de ani de la lupta de la Baia. Evenimentul a avut loc la Biserica Albă din Baia, prima capitală a Moldovei. A devenit deja o tradiție ca la Biserica Albă din Baia, în noaptea de 14 spre 15 decembrie, când a avut loc sângeroasa luptă de la Baia din 1467, să fie comemorați cei care au luptat pentru apărarea țării. Manifestările dedicate comemorării luptei de la Baia au debutat cu o slujbă oficiată de un sobor format din 9 preoți în frunte cu protopopul de Fălticeni, părintele Adrian Dulgheriu.
pentru prima dată la Baia a fost citit pomelnicul întregii familii a domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Este o lucru extraordinar și am zis măcar o dată pe an să pomenim și noi marea familie a Sfântului și Marelui Voievod și nu doar atât și pe cei care au crezut în bunătatea de la Baia. Pe tot parcursul slujbei au cântat și membrii ansamblului folcloric, răzeșii din comuna Baia, cu toții îmbrăcați în straie populare. Evenimentul a fost organizat de Primăria și Consiliul Local Baia și s-a încheiat cu un recital de colinde al membrilor ansamblului folcloric Răzeșii. Doamnelor și domnilor, jurnalul continuă acum cu informațiile despre starea vremii și se încheie cu subiectele zilei. Sunt Cătălina Biholar, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! La noapte cerul va fi mai mult acoperit în toată regiunea. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între minus 6 și 0 grade Celsius. Cel mai rece va fi la Vatra Dornei. Joi, valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru mijlocul lunii decembrie. Cerul va avea însă înorări mai persistente. Vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie și lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. La munte va ninge. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 6 grade Celsius.
De la 1 ianuarie 2022 crește punctul de pensie cu 10% și se majorează alocațiile copiilor. Decizia a fost luată în ședința de guvern din 15 decembrie și a fost anunțată de premierul Nicolae Ciucă. În plus, oricine are pensie între 1000 și 1600 de lei va avea un venit de 2200 de lei doar în luna ianuarie pentru a face față scumpirilor din energie. La noi, anul de scumpiri înregistrate la nivel național se mai adaugă una. ACET Suceava a primit aprobare de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ca să majoreze tarifele la apă potabilă și canalizare. Creșterea este de 10% pentru fiecare metru cub de apă potabilă și de 15% pentru canalizare. Noile tarife se aplică de la 1 ianuarie 2022. Din 20 decembrie, orice persoană care intră în România va trebui să completeze formularul digital de localizare. Formularul va trebui completat digital pe plf.gov.ro. Deja în județul Suceava, numărul sucevenilor care intră în carantină, cel mai probabil după ce se întorc acasă din străinătate, este în creștere. 7 profesori ai Universității Ștefan cel Mare din Suceava au fost incluși într-un top al celor mai citați cercetători din lume. Pentru alcătuirea clasamentului au fost evaluate rezultatele a 7 milioane de oameni de știință. La nivel național, în clasament se regăsesc 191 de autori care sunt afiliați la 30 de universități și la mai multe institute de cercetare. Suceava a primit o diplomă de excelență la gala Asociației Municipiilor din România pentru modul în care a gestionat problema deșeurilor. Primarul Ion Lungu a ridicat premiul și a arătat că orașul este unul dintre cele mai curate din țara noastră, aspect confirmat și de un clasament publicat de Antena 3 în luna noiembrie a acestui an. O echipă formată din 10 alpiniști a început operațiunea montare a plaselor pentru a preveni căderea bolovanilor de pe versant pe drumul național care leagă municipiul Vatra Dornei de orașul Broșteni. Intervenția se desfășoară în condiții grele. Dincolo de faptul că se lucrează la înălțime, muncitorii sapând piatră, iar temperaturile scăzute fac munca alpiniștilor mai dificilă. Firma care se ocupă de lucrare a luat decizia de a nu părăsi șantierul până de sărbători pentru a preveni alte căderi de pietre care ar putea afecta circulația pe DN17. Primarul Ion Lungu face apel la suceveni să nu se adună în număr foarte mare în zona bradului din centrul Sucevei noaptea de Revelion pentru a urmări focul de artificii. Spectacolul de pe cer se vede mai bine de la distanță. Alesul local a transmis îndemnul în condițiile în care pericolul pandemic nu a trecut și există în continuare riscul de infectare cu noul virus dacă nu sunt respectate regulile de protecție sanitară. De altfel, tocmai acest risc a determinat conducerea primăriei Suceava să întrerupă tradiția organizării concertului în aer liber la cumpăna dintre ani. În ultima săptămână au fost raportate 970 de viroze și pneumonii în creștere față de săptămâna precedentă, a anunțat DSP Suceava. Cele mai multe cazuri de îmbolnăvire au fost raportate la copii cu vârste între 5 și 14 ani. Nu a fost înregistrat niciun caz de gripă în județ. Candele aprinse, rugăciuni de pomenire și un recital de colinde tradiționale au marcat cei 554 de ani de la lupta de la Baia. Evenimentul a avut loc la Biserica Albă din Baia, prima capitală a Moldovei.